Schottfield in Charleston, Virginia. The whisper of Joshua. Per il Coppa spinte i banquieri di una giusta domenica a volo seccia e dopo le sali e spune che quando il loro Gesù Cristo sono sfazzito dei ucenici e apostoli suoi ci dei molzime e amare del popolo se entrettar spre o cetate cetate a Nai și tocmai atunci când se apropia de această cetate, dinăuntru cetății ieșea un alt convoi, care duceau la groapă un mort, un tânăr, unicul fiu al unei mame văd. Și firește ca la orice înmormântare, toți lăcrimau, iar mama mortului crește că plângea și ea. Se vedea părăsită și de fiul său, după ce mai înainte o părăsise și soțul. Când Mântuitorul Iisus Hristos ajunge în dreptul celor care luptau pe tânărul mort, se oprește și spune mamei durate, nu mai plânge. Apoi, îndreptându-se către tânărul mort, îi se adresează. Tinere, ție zic, scoală-te, ridică-te. Și îndată tânărul s-a ridicat, a început să vorbească și l-a redat mamei sale. Iar mulțimea de față a început să preamărească pe Dumnezeu pentru marea minune. Iubiți credincioși, să ne imaginăm cele două convoaie omenești. Unul care ieșea din cetate sub semnul morții și altul care intra în cetate sub semnul vieții. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Acolo unde El este prezent, este cu adevărat viața. Dar mai spune Sfântul Evanghelist Luca că Iisus, când a văzut-o pe mama mortului că plângea, i s-a făcut milă de ea. Și apropiindu-se de ea, i-a spus, nu mai plângi. Păi cum să nu plângi? Când tu, ca mamă, îți conduci pe ultimul drum, când stai lângă coșciugul, lângă cadavrul fiului tău, să nu plângi? Singură pe lume, cum să nu plângi? Care dintre noi nu plânge la o mormântare? Care nu varsă cel puțin o lacrimă? Care nu plânge atunci când îi moare cineva drag? Omenește, este prin urmare să plângem, pentru că și animalele uneori plâng, iar noi oamenii, care suntem ființe atât de sensibile, să nu plângem. Așadar, la înmormântarea cuiva, toți ne întristăm. Cineva spunea că cu fiecare plecare murim câte puțin. Orice despărțire este o moarte a sufletului. Pentru că orice despărțire lasă în urma ei durere, întristare, suspin, lacrimi, regret, părere de rău. Și atunci când te desparți de cineva foarte drag, parcă ceva se rupe din tine și pleacă odată cu el. Dar pe cine plânge la înmormântare? Pe cel care pleacă sau pe cei care rămân în viață? Pe cel care pleacă, pleacă. A murit. Moartea
este o certitudine. Ne putem îndoi în viața aceasta de multe lucruri, dar de moarte nu. Dacă moartea este o certitudine, că vom pleca fiecare din această viață mai repede sau mai târziu, atunci ne punem întrebarea, oare n-ar trebui să-i plângem mai mult pe cei care rămân? Vă aduceți aminte când Mântuitorul Iisus Hristos se afla pe drumul Calvarului, ducându-și în spinare crucea plin de suferință, de dureri, de sudor. Femeile de pe marginea drumului plângeau. Plângeau de mila lui. Iar Iisus, aruncând o privire spre ele, le-a spus: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci mai degrabă, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Așadar, plângi pentru un păcătos care nu se pocăiește. Pe el trebuie să-l plângi. Și nu pe cel care merge la moarte sau care a murit. Fără îndoială că și cei din cetatea mai au plâns de mila bietei femei, care rămânea singură, fără copii, fără niciun nădejde, fără bucățica de pâine, pentru că el era până atunci cel care i-a asigurat și ei traiul de zi cu zi, care se vedea pusă în situația de a pune acești, de a cere ajutor, de a întinde o mână, de a cere și de multe ori să nu primească nimic. Aceasta este o tristețe cu adevărat enormă. Și de mila unei asemenea femei, plângi. Nu poți să mă plângi. Așadar, dacă analizăm bine, mai degrabă ar trebui să-i plângem pe cei ce rămân în viață, decât pe cei care pleacă de lume. Dar oare, întotdeauna moartea este o nenorocire? Este o mare taină, un mister, într-adevăr. Pentru că nu putem explica cum am dorit. Nu știm de ce unul moare la 20 de ani, altul la 30, altul la 90, sau peste 100. Spunem doar atât. Totul este în mâna lui Dumnezeu. Pentru că El știe ce face în timp ce noi nu știm ce gândește cu adevărat El. Și pentru a lămuri oarecum acest lucru, fac un apel la dumneavoastră să citiți o carte frumoasă din Vechiul Testament. Nu e lungă și chiar frumoasă. Cartea Rut. Se spune în ea că o femeie evreică, Noemina, împreună cu bărbatul său și cu cei doi fii ai lor, în timpul unei mari secete din Țara Sfântă, s-au dus într-o altă țară, păgână, țara Moabului, pentru a nu muri din lipsă de hrană. Au rămas în această țară câțiva ani buni și s-au petrecut multe lucruri cu ea acolo. În primul rând, nu peste mult timp, moare bărbatul său. Rămâne singură cu cei doi copii. La vârsta majoratului, cei doi copii se însoară. Își iau două fete păgâne din țara Moabului. Una din ea, din cele două, se numea Rut. N-a durat mult timp că cei doi fii ai Noeminei au murit și ei. Rămâne singură cu cele două nurori, tineri.
Când în Țara Sfântă seceta a încetat, Noemina se adresează culorilor sale și le spune: dragile mele, sunteți tineri. Seceta în țara mea a încetat. Eu mă voi întoarce în țara mea. Voi rămâneți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute să vă refaceți viața. Una dintre nerori a spus la Noemina. Cealaltă însă, Rut, i-a spus: mamă, sufletul meu s-a lipit de sufletul tău. Țara ta, eu voi merge cu tine. Țara ta va fi și țara mea. Casa ta va fi și casa mea. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Și-au plecat, au revenit în țara sfântă. Și Rut se recăsătorește cu un nume, cu unul anume Boz, un om care era destul de înstărit. Mai mult, Dumnezeu le-a binecuvântat căsnicia cu un fiu, Obed, părintele lui Isei, tatăl regelui, profetului David. Iată cum Rut devine străbunica marelui rege David. Totul părea o nenorocire și seceta, dar mai ales moartea celor trei bărbați. Iată cum această femeie, prin moartea lor, devine strămoașa Mântuitorului Iisus Hristos. În duminica dinainte de naștere se citește, așa cum bine știți, Cartea Neamului lui Iisus. Ei bine, între părinții după trup ai Mântuitorului se numără și această femeie păgână, Rut. Iată cum lucrează providența divină. Nimic nu este întâmplător. Chiar dacă uneori moartea pare a fi o nenorocire, tot prin această moarte Dumnezeu de multe ori are un plan. De aceea, să nu cădem în disperare atunci când ne confruntăm cu moartea. Pentru că spune Apostolul Pavel, dacă credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa să credem. Că Dumnezeu, pe cei adormiți cu El, îi va aduce să fie cu El. Noi, ca fii ai Bisericii, ca slujitori ai altarilor Sfinte, avem datoria, în primul rând, de a-i mântuia pe cei vii, pe cei rămași, să le alinăm durere, să-i încurajăm, să le dăm o speranță, nu să facem ca durerea să fie și mai mare, să stoarcem cât mai multe lacrimi la o mormântare. Nu acesta este rolul nostru, ci acela de a mântuire. De a aduce un cuvânt de mântuire și mai ales de speranță. Apoi avem datoria de a ne ruga pentru sufletul celui care pleacă dintre noi. De ce? Pentru că nu știm exact unde se duce. Moartea în sine este o certitudine, dar ce este dincolo? Rămâne o taie, un mister. Iar Mircea Eliade spune că moartea este și un miracol. Iar miracolul începe în clipa morții noastre. Și despre acest miracol ne vorbește și Sfântul Apostol Pavel, cel care a fost ridicat cu trupul și cu sufletul său până la al treilea cer, spune atât de frumos: ceea ce ochii n-au văzut, ceea ce urechile n-au auzit și la inima omului nu s-a suit, aceea a pregătit Dumnezeu tuturor celor care îl iubesc pe El. Și tot Mircea Eliade spune: suntem nemuritori,
Dar pentru a fi nemuritor, trebuie să murim. Pentru că murirea nu aparține lumii acestea materiale în care suntem legați de timp, de spațiu, ci lumii spirituale. Noi știm atât că după moarte, sufletul se duce în rai sau în iad, după faptele pe care le-a săvârșit aici pe pământ. Dar rugăciunile noastre îl însoțesc și dincolo. Pentru că rugăciunea nu are bariere. Rugăciunea trece de orice ușă ferecată, încuiată. Străbate norii cerului, ajunge la Dumnezeu și Dumnezeu ajunge la sufletul cerului pentru care ne rugăm. Așadar, dacă un suflet chiar, dacă ajunge în iad, are speranța de a ieși de acolo prin rugăciunile noastre. În infernul lui Dante, se spune că la ușa de la intrare în iad, stau scrise aceste cuvinte. Lăsați aici orice speranță voi cei ce intrați. Desigur, în creștinism, aceste cuvinte nu-și au sens. Dimpotrivă, chiar atunci când intri în iad, tot trebuie să ai o speranță. Este posibil să scapi prin rugăciunile ce le fac cei vii pentru tine. Iar cei care se îndoiesc de aceste rugăciuni pe care noi le facem pentru cei adormiți, să citească pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Și acolo veți vedea cât de mult face un strop de apă. Cât de mult ajută un strop de apă sufletului care se frământă focurile iarbă. Să știți, de asemenea, că ultima pocăință și ultima împărtășanie este decisivă pentru om. Chiar dacă a dus o viață păcătoasă și nu s-a pocăit, dar pe patul de suferință, pe patul de moarte, spunem noi, se îndreaptă, se mărturisește și se împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului, poate să intre direct în rai. Exemplul avem pe tâlharul, care a fost răstignit odată cu Mântuitorul Iisus Hristos, deși a dus o viață păcătoasă, deși a omorât oameni. Când a văzut că lângă el stă Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a zis, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-un părățare. Iar Iisus îi răspunde, cu adevărat, astăzi vei fi cu mine în rai. Vedeți cum poarta raiului se deschide prin pocăința unui mare păcătos. De aceea, iubiți credincioși, fiți încrezători. Pentru că, chiar dacă credința noastră uneori se clatină, chiar dacă știința noastră teologică este incompletă și uneori și supredată, ne rămâne un mare dar de la Duhul Sfânt. Speranță, nădejde, care a fost cântat de frumos corul astăzi. Pe aceasta să nu o pierdem niciodată. De aceea noi ne rugăm pentru cei adormiți într-o nădejde a învierii și a vieții cele de veci. Ce înseamnă viața de veci? Înseamnă viața cu Dumnezeu. Viața cu Hristos în rai. De aceea, noi sperăm. În ce sperăm? Desigur, nu în dreptatea noastră, ci în mila și ajutorul lui Dumnezeu. Chiar dacă ne pierdem iubirea, chiar dacă credința noastră este șubrezită, să ne păstrăm speranța. Să fim mereu gata pentru marea întâlnire Dumnezeu nostru.
așa cum spune atât de frumos profetul Amos. Pregătește-te să te întâlnești cu Domnul Dumnezeul tău, ca să fii vrednici a rosti apoi cuvintele pline de speranță. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Părere Tatălui și Fiului.